Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doamna Buzatu susține că e bine să pui blugii la congelator dacă nu vrei să-i speli. Eu nu, mă, eu dacă nu vreau să-i spăl, puneam pe scaun, adică nu m-am gândit niciodată să-i bag în congelator. Acum trebuie să... Și am fost intrigat. Ideea e așa, doamna Buzatu zice că dacă speli blugii prea des, se strică. E adevărat asta. Acum există, în principiu, orice, adică nu doar blugii, valabil și pentru cămăși, tricouri, orice, dacă speli prea des. Există prea des model studențesc și prea des model mama și prea des model nevastă, adică... Da, depinde unde te situezi. Da. La student prea des, cred că înseamnă... De două ori pe an. De Revelion și de Paște. Practic, la fiecare sesiune, speli blugi exact. Odată că te duci la examen și vorba aia ar trebui să stai tu în picioare, nu ei. Da. Deci, dacă speli blugii prea des, se strică. Potrivit acestui principiu, de-aia facem carii, că ne spălăm pe dinți prea des și ne spălăm mai puțin, se strică mai puțin. Toți dintre noi, zice doamna Buzatu, avem o pereche de jeans sau câteva perechi de jeans pe care le iubim și nu dorim să le stricăm. Mă, tu ai blugi pe care iubești? Am blugi pe care iubesc. Eu am scăpat de relația asta. Avem o relație normală. Am fost împreună într-o vreme, acum ne mai întâlnim din când în când, dar... Da, eu am grijă de blugii mei. Eu sunt într-o relație deschisă cu blugii mei, adică mă mai întâlnesc și cu alte perechi de pantaloni, doar cu blugi. Eu îi las să capete Luciu. Dar ideea, doamnei Buzatu, că hai să nu de natură, este că ai unii pe care iubești, nu că iubești pe toți. Nu, nu, eu da, mă, perechea preferată. Ai zis că ai una sau mai multe perechi pe care le iubești, da. Nu că ai o pereche și atât. Niciun fel de loialitate în privința blugilor mei. Ești tu unii care... Pantalonii tăi buni, cum ar veni. Dom'le, azi mă îmbrac cu ăștia, vreau să fiu dandy. Nu. Serios vă zic, acum îmi dau seama că nu. Adică, ultima dată când am iubit o pereche de blugi, cred că aveam vreo 14-15 ani. Serios. Și era singura pereche. Tu ești și rece. Și asta e adevărat. Ai văzut? Eu sunt mai rece, da. Dar sunt mai sociopată. Sigur, zice doamna Buzatu, le poți spăla pe perechile de jeans după fiecare purtare, dar nu sugerez asta decât dacă aceștia sunt pătați. Dacă nu sunt pătați și doar necesită igienizare... Adică dacă doar au luciu... Da, ai două variante. Fiți atenți aici. Îi congelezi, îi congelezi, îi lași 24 de ore în congelator. Atenție! Când îi scoți din congelator, nu îi desfaci imediat, ci îi lași să se dezghețe. Deci, practic, aici este dezghețarea corectă în frigider. Îi bagi la microunde. Nu. Nu. Mă, dacă te grăbești. E o porcărie îngrozitoare. Tu când scoți antricotul, să faci un suvid corect de antricot. Da. Nu-l bagi la microunde? Nu, la 3-6 de ore în frigider. Așa și cu blugi. Deci, practic, scoți blugii, pui pe farfuriuță. Și bagi la frigider. Și bagi la frigider. Se dezghețe cetișa. Îi lași să se dezghețe pentru că altfel riști să se rupă fibra. Este exact ca la antricoți, am zis. Da. Și ulterior ei vor fi proaspeți. Pentru că, practic, se igienizează. Îi poți călca și sunt ca noi. Își revine fibra, se strânge, nu mai se înlargi impecabil. Bă, deci dacă ai congelator, ești prost să-ți mai iei mașină de spălat? Și asta e adevărat. Deci eu asta nu înțeleg. Pe de altă parte, cu mașina de spălat rezolv mai repede. Adică aici în frigider vorbești de 24 de ore. La mașina de spălat pe program rapid, în 30 de minute, ții și usucă. Dacă îi iubești, aia îi strică, mașina de spălat. Deci săpunul dăunează. Auzi, dar chestia asta merge doar la blugi sau pot fi și alte elemente pe care le iubim și le putem pune la congelator? Păi și tricourile o să le pui. Dacă am un mai eu preferat, de exemplu. Nu știu dacă să mă duc în... Cazie mă provoci, că știi exact ce faci. Asta mă știe, că vorba aia, ne știm de ani. Asta știe, adică în momentul ăsta în capul meu nu am decât asta. Mergi. Elemente vestimentare, lenjerie intimă asta. Și nu sugerez asta decât dacă vor fi pătați. Și din aceste trei elemente eu aș construi aici o intervenție întreagă. Da, dar mergi cu frâna de mână. Să merg cu frâna de mână. E dimineață, sunt copii în mașină. Lucruri de genul ăsta. Deci ce elemente vestimentare pătate ai băga în congelator dacă ar fi să... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.